Pentru că ziua dedicată iubirii se apropie cu pași repezi, vitrinele florărilor abundă de aranjamente tematice într-o gamă diversificată, dându-le îndrăgostiților posibilitatea de a alege cadoul perfect. Printre elementele de noutate care atrag atenția sezonul acesta, îl constituie trandafirii dulci, care reușesc să îmbie plăcutul aspect vizual cu gustul inegalabil al ciocolatei și elegantele vaze tip statuetă. Pentru că ziua de 14 februarie bate la ușă, comercianții s-au aprovizionat corespunzător pentru a satisface de la cele mai simple gusturi la cele mai sofisticate în materie de cadouri. Fie că optează pentru aranjamente expuse care sunt gata să fie oferite în dar persoanei iubite, fie că doresc să își pună amprenta prin originalitate, alegând să ceară ajutorul complicilor din florării care își folosesc imaginația pentru a găsi cele mai potrivite ambalaje în funcție de florile alese, îndrăgostiții știu care este locul unde de Valentine's Day dorințele se împlinesc. E ceva simplu, cu trandafiri, mamelies și eucalipt și îl vom face cu acest ambalaj. Ceva simplu, elegant. Pe gustul clientului, așa cum îți place. Așa arată buchetul, cu ambalaj craft și o funghiță accesorizată. Și cum ziua îndrăgostiților e ocazia perfectă de a-și exprima sentimentele, pe lângă varietatea de aranjamente și cadouri tematice, specialiștii s-au gândit să își ajute clienții îmbinând trandafirii cu ciocolata. Avem o gamă foarte variată de flori pentru clienți, începând cu specialități, cu trandafirii în ciocolată. Culoarea ciocolatei diferă în funcție de preferințele clientului. La lalea românească din producție proprie, flori naturale, am avut un an foarte călduros și ne bucurăm din plin de primăvară cu mirosul lor, florilor de primăvară, la trandafiri criogenați, tablouri cu licheni care sunt chiar de foarte mare căutare. Se poartă în ultimul timp, e trendul de vaze Venus, se cunosc ca denumire populară. Și să știți că preferă clienții flori statice, preferă o durată de viață mai mare clientul și atunci venim în sprijinul lor și cu prețuri mai mici pentru această gamă de flori și cu o varietate de culori. Un buchet de flori poate porni de la 30 de lei, cel mai mic, până la 1000 de lei, chiar cum am avut comenzi pentru clienți mai speciali care își apreciază cu atât mai mult partenerul. Cu cât timp înainte au început clienții să comande flori pentru persoana iubită? Să știți că avem comenzi încă de acum o săptămână. Oamenii nu au uitat să ofere zâmbete, să se bucure. Cred că după toate perioadele grele ce le-am avut, chiar așteptăm orice prilej să ne bucurăm. Ce produs a fost cel mai vândut anul acesta? Ca în fiecare an, rămâne culoarea roșu, a trandafirului roșu, care este cel mai elegant. Rămâne în topul preferințelor. Pentru cei care ies însă din tipar și vor ca iubirea lor să dureze veșnic, trandafirul criogenat e alegerea care exprimă durabilitatea sentimentelor lor, iar persoana iubită se poate bucura până la 25 de ani de frumusețea unui astfel de cadou inedit.